Troleibuzele, autobuzele și microbuzele din capitală circulă azi în regim normal. Toate mijloacele de transport în comun de care dispune municipiul Chișinău vor fi scoase pe linie pentru ca cetățenii să nu se îmbulzească atât în transport cât și în stații, dar și să păstreze distanța de cel puțin un metru. În troleibuze și în autobuze au voie să intre câte 60 de persoane, iar în microbuze nu trebuie să fie mai mult de 15 călători. Obligatoriu, șoferii și taxatorii trebuie să poarte măști și mănuși. Dimineață, primarul Ion Ceban a verificat dacă angajații respectă normele de igienă. Unii șoferi au fost prinși pe picior greșit. Am atenționat pe cei care și-au scos măștile. Am văzut și șoferi care au cu masca pe barbă. Este sănătatea lor și le recomandăm totuși să țină cont de aceste recomandări. Poliția va monitoriza strict traficul din municipalitate, iar cei care vor încălca aceste reguli vor fi sancționați. După ce vor evalua situația privind circulația transportului public în acest regim, autoritățile municipale vor decide programul de zilele viitoare.